so much. Obiectivul este un bazin cu două piscine, unul de încălzire cu 12 și 25, respectiv 25 și 50 de metri. Și toate dependențele care are nevoie, cu 800 de locuri în tribune. Respectiv, aici, în această incintă, se poate juca polo, respectiv 10 linii pentru nod, cu pentru încălzire 5, și va fi un bazin unde toate aceste sporturi se pot face în mod profesionist la nivel național și chiar internațional. Cât va dura? Se va, prin contract, 14 luni pentru execuție. Dacă vreți ceva mai interesant, grinda asta de lemn încleiată va fi cea mai mare lățime din, de această formă în țară. Deci va fi o tehnologie specială pe care o să facem în Târgu Mureș la acest bazin. În rest, dacă sunt întrebări. Să reprezentați. Go Volajor, firma Mult Investment. Proiectant, șeful de proiect în acest proiect. Cu apă pentru protecție. Pe modul de filtrare va fi toate reglementările FINA vor fi implementate la acest proiect, care este actualizat astăzi pe site. Este o documentație de mai multe sute de pagini. Aceste normative și prescripții sunt întocmai în cadrul acestei investiții. Filtrarea apei se va face în după ultimele normative pentru UV, pentru măsurarea clorului. Deci nu vor fi probleme de omologare internațională. Nu, nu. Deci toate aceste prescripții sunt implementate, respectiv după ce se termină această investiție, să sperăm că vor fi și campionate chiar europene și de polo și de not. Pentru acest lucru infrastructura o avem. E o altă problemă, cum o facem ca să organizăm aceste lucruri în Târgu Mureș. Apropo de infrastructură și de campionate internaționale, la aceste campionate sunt necesare inclusiv săli de conferință, parcări, deci zonele cumple pe lângă clădirea propriu-zisă. Adică sunt niște normative internaționale care implică obligativitatea și altor investiții. Cum se da, deci pe lângă aceasta este o investiție care a avut obiect clar executarea acestui bazin cu cele două bazine pentru olimpic și de încălzire, și aici pe planul de situație aveți o zonă liberă unde se va face altă investiție pentru hotel, sală de conferință și să se poate organiza acest... E o altă investiție. Da, da. Probabil că unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte când am fost prima dată la dumneavoastră, am avut ședința cu primarii,
am avut conferință de presă și am vorbit despre trei lucruri. Despre bazinul de not, despre patinoar și despre problema apei în zona de câmpie. Astăzi când discutăm, 2 și jumătate sunt rezolvate. Așadar, ceea ce vedeți în spatele meu înseamnă un obiectiv care de astăzi, în 14 luni, și sper că antreprenorul și constructorul vor respecta acest termen, e în regulă, 14 luni garantați cu bonitatea. Deci, aici e spatele meu constructor. Așa, 14 luni, da. Conform contractului. Da. În regulă. Țin foarte mult la respectarea contractelor pentru că nimeni, dar absolut nimeni, nu se poate plânge că noi de la minister sau de la CNI nu ne onorăm facturile. Noi le onorăm în termen foarte scurt și așteptăm același lucru și de la constructori. Așadar, aici Târgu Mureș, municipalitatea, oamenii din Târgu Mureș vor beneficia de ceva ce a început în 2009, domnule primar, dacă bine... 2010. 2009 era patinoarul. Și sper că în 14 luni, indiferent unde o să ne aflăm, pe ce poziție o să ne aflăm, să vedem aici un bazin olimpic la standarde internaționale și pentru că acest oraș merită. 2. Patinoarul de la tot de aici din Târgu Mureș, deja se lucrează la Dali, la deviz pentru restul de executat. Am și demarat această operațiune. Colegii de la patinoar vă pot confirma acest lucru. În termen deja e și preluat de către CNI, lucrează la documentație, astfel încât în termen foarte scurt să fie lansată licitația pentru proiectare și execuție. Le vom face la comun ca să câștigăm timp. Practic la patinoar va fi una dintre cele mai moderne asemenea investiții, în sensul în care practic va putea deveni o a doua sală polivalentă. Pe suprafața de gheață se poate pune și se va pune o podea fără să afecteze gheața, astfel încât să poată deveni o sală polivalentă pe care să se poată juca și sport de diferite naturi. Apa de pe câmpie, de aici o să plec, așa cum le-am promis primarilor, la grebenișul de câmpie, într-un cămin cultural, să mă întâlnesc cu cei 7 primari și să discutăm despre stadiul în care suntem acum, cu licitație făcută de către cei de la POIM, cu o contestație respinsă deja de CNSC și să mă consult cu primarii, cu Aquaservu, cu președintele Consiliului Județean, să vedem exact care sunt pașii imediat următori. E foarte important că de la precedenta întâlnire cu dumneavoastră s-au întâmplat niște lucruri, licitația a fost urcată pe SICAP, a fost organizată, a fost desemnat un câștigător și a fost chiar și respinsă o contestație. Termenul de ca cel care a pierdut contestația la CNSC, astea ne omoară din păcate și ne vor mai omorâ, dar nu foarte mult timp, sper eu, pentru că vrem să modificăm și legea achizițiilor publice în sfârșit. 10 zile are termen să se adreseze instanței judecătorești și în funcție de ceea ce ne spune instanța, constructorul va putea începe lucrările. Mai multe detalii nu vă pot da, prefer să și discut cu colegii mei primari. Revenind la patinoar, dați niște, vă rog frumos, niște termene preliminare, estimative măcar în ceea ce privește licitațiile. Cel târziu în toamna acestui an, cel mai devreme în toamna acestui an, posibil, dar nu pot să garantez, cel mai târziu în primele luni ale anului viitor încep lucrările pe restul de executat, cei 15%. Ce se va întâmpla cu acele sume care nu au prea ieșit la suportare? Probabil ar trebui nouă ca ce raportul de sumele care s-au întâmplat. Eu când spun eu, mă refer la minister și la CNI, am preluat un rest de executat, am evaluat lucrările care trebuie să fie executate, aceste lucrări le vom scoate la licitație. Pe noi ne interesează foarte mult ca după 10 ani și acest patinoar să fie redat publicului. De fapt să fie dat publicului pentru că în esență n-a fost niciodată dat. Deci nu se va face o anchetă? Nu este nevoie. Să fac lucrări și nu să fac anchete, nu sunt organ de control. Deci... Gradul... Se evaluează stadiile fizice și în funcție de asta se pun și valorile. Expertiza e făcută. Eu n-am tăiat-o.
Noi suntem obișnuiți cu tăieri de panglici. Eu nu obișnuiesc să tai panglici. Deloc. N-am făcut-o nicio secundă în acest mandat și nu o să fac. Domnul primar, dacă vreți să spuneți ceva. Da, eu mă bucur să aud și doresc succes, domnule ministru. Mai ales când am auzit că vrea să propună și modificarea legii achiziției. Noi suntem pregătiți să preluăm și în același timp un dialog cu Ministerul Sportului, pentru că ne interesează statutul Târgu Mureșului de acum încolo. Având 4 săli polivalente, având aproape toate ramurile sportive posibil să desfășoare orice fel de activitate, chiar cu caracter internațional, ne gândim să marșăm pe o idee de un centru regional sportiv amplu, chiar cu veleități de un centru olimpic. Complex olimpic. Pentru că mai adăugat și complexul de la gaz metan, atunci vor fi 4 săli polivalente. Dacă reușim și Mureșul să-l reabilităm poziunea până la Gornești, atunci ultimul, să zicem, sport, și anume canotajul, poate fi reprezentat la nivel de vârf. Deci mă bucur să le aud. Dar Ministerul Tineretului și Sportului ar trebui de acum să-și facă temele foarte serios în ceea ce înseamnă organizarea de competiții naționale, regionale, internaționale, pentru că noi le vom întreține. Și atunci e normal să ai din 365 de zile să te gândești câte sute de zile propui manifestări sportive cu caracter național sau, mă rog, internațional. Da. Dacă îmi permiteți, cine vor fi proprietarii acestor utilități, respectiv patinoarul, pentru că primăria a cerut să preia patinoarul? Păi este o ordonanță de urgență sau un amendament făcut la lege de doi iluștri politicieni locali. Și atunci trebuie să-și revizuiască acel amendament în care spune că sala nu se predă, că e de cu caracter nu știu de care. E un caracter de prostie, fără de doar și poate. Deci primăriile, e normal să le aibă în gestiune, să le aibă în administrare, dar rolul primăriilor să le pună la dispoziție ministerelor, regiilor sau companiilor, federațiilor, care vor putea să fie capabile să organizeze. Ăsta e rolul federațiilor. Și să știți că sumele nu sunt deloc puține, numai Târgu Mureșenii sunt generoși și eu de acum am pun în plan ceea ce rog constructorul să facă mai repede, de 14 luni. Este al primăriei? Care bazin? Acesta. Nu. Pe legislația actuală, Ministerul Tineretului și Sportului a predat la CNI. Când se termină investiția, se procedează la, asta e procedura la, Ministerul la Ministerul Tineretului și după aici aceea... Aici ai cu transporturile, domnule. Păi am cam și eu cu drumurile și cu autostrăzile probleme. Deci ai o formalitate. Se va preda înapoi la Ministerul Tineretului și după aceea sigur că se va discuta. Cât privește patinoarul, noi am avut un program evaluat. Am urmărit să-l predea primăriei Târgu Mureș și ne-am angajat că în 6 luni de zile era gheață, posibil să fie gheață. Nu finalizare, normal. Deci acolo, dacă s-au gândit CNI-ul să facă și proiectare și execuție, m-aș bucura foarte mult. Așa ne putem furniza și noi niște informații serioase. Pentru că e important să avem gheața prima dată și după aceea pot să gândească și celelalte lucruri. Vă mulțumim și vă dorim o zi fără ploaie. De legea achizițiilor punească necesită anumite modificări, chiar s-au promovat de către Ministrul Transporturilor. Ieri la sediul Ministerului Finanțelor am semnat împreună cu Eugen Teodorovici și cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice cel mai mare program cu finanțare european, dumneavoastră sunt convins că știți, de POCA, de 25 de milioane de euro, în care peste 4.000 de oameni din administrație care se ocupă de achiziții publice vor fi instruiți pentru o legislație unitară pe toate programele, 160 de instituții cu asistență de la Banca Mondială. Asta în primul rând pentru că problema majoră de care și domnul primar vă spunea încă persistă pe anumite componente a achizițiilor publice. În al doilea rând, a fost promovat de către Ministerul Transporturilor un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea legea achizițiilor publice. Au fost observații și sunt încă observații de domeniul juridic, pentru că propunerea de la Ministerul Transporturilor a exces domeniul de activitate al Ministerului Transporturilor. Mi-am arătat disponibilitatea de a intra ca și co-inițiator Ministerul Dezvoltării Regionale, pentru că, vă repet ceea ce probabil am spus,
derulăm în jur de 17.000 de achiziții și de investiții în România, 13.000 aproape pe PNDL și vreo 5.000 pe program operațional regional și mă interesează foarte mult aceste modificări, așa că probabil vom relua procedura de avizare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației ca și co-inițiator. Sunt chestiuni tehnice, de tehnică legislativă și o să insist și o să susțin foarte tare că blocajele din lucrările din România pot fi înlăturate și cu modificări, ultimele modificări la legea achizițiilor publice. Pe ministerul de care discutăm nu avem blocaje, pentru că Programul Național de Dezvoltare Locală are un specific aparte. Noi suntem finanțatori, iar cei care derulează toată procedura de achiziție sunt autoritățile locale. Practic, noi punem banii la dispoziție, dar toate procedurile le fac autoritățile locale. Exact același lucru este și pe Programul Operațional Regional. Noi contractăm, avem 85% contractare deja pe POR, pe actualul exercițiu bugetar. În schimb, e nevoie ca de la contractare la cereri de rambursare de la Comisia Europeană să se întâmple și să se închidă procedurile de achiziție publice și deja începute lucrările. Și aici mai avem puțin de lucru. Care nu participă la licitație să nu poată contesta ulterior. Foarte corect. Foarte corect. Este în continuare și o susțin putărie această prevedere pe care Ministerul Transporturilor a gândit-o, dar a gândit-o foarte bine și nu se aplică doar lucrurilor de infrastructură rutieră gestionate de Ministerul Transporturilor. Peste tot se poate aplica această prevedere. De asemenea, dacă mai sunt acolo și alte prevederi ca să nu se mai blocheze o investiție pentru că este contestată. Că la 30 de zile, după ce respingerea de către CNSC a oricărei plângeri, se poate fi semnat contractul, iar ulterior, dacă instanța, după an și an, va decide altfel decât a decis CNSC-ul, constructorul care a câștigat în instanță să fie dezbăgubit, dar nu ca la valoarea investiției, ci la valoarea profitului pe care l-a fi putut obține și acest prejudiciu să nu fie considerat prejudiciu la bugetul de stat. Salutare, sunt domnul constructorul.
La patinoară olimpică acoperit, lucrările sunt oprite din 2013, după cum știți, au fost niște probleme juridice pe care noi a trebuit să le rezolvăm pentru a putea și finaliza patinoarul. Ceea ce nu știu Târgu Mureșenii, oricum contractul inițial care a fost în 2008 nu cuprindea dotările patinoare, nu cuprindea mantinelă, vorbim de scaune, vorbim de tabere de marcaj, rolbă de făcut gheață, o grămadă de dotări care oricum și dacă contractul vechi era terminat și finalizat până la capăt, tot nu se putea da în funcțiune. Bun. Au intervenit niște probleme juridice în 2013. Noi, eu din 2016 sunt director la Clubul Sportiv Mureșu, am încercat să găsesc o soluție să deblocăm această investiție și soluția a fost prin adică finalizarea ei prin Compania Națională de Investiții. Demersurile au durat 3 ani de zile și acum s-au ajuns la final, s-a făcut și o expertiză tehnică, am reușit să întăbulăm terenul patinoarului pentru că nu mai era în posesia noastră din 2013 și am reușit să îndeplinim toate condițiile cerute de CNI pentru a finaliza obiectivul. Acum, cum v-a spus și domnul vicepremier, deja dânsii și cei de la CNI au făcut documentația DALI și urmează la finalul acesteia să intre în Comisia Tehnico-Economică și atunci se va face licitația pentru proiectare și execuție. Deci noi am predat deja partea noastră de a Clubului Sportiv Mureș, am predat deja prin protocol de predare, primire, a fost semnat de către noi pe durata execuției lucrării, după care revine la Clubul Sportiv Mureșu și urmează următoarele demersuri pe care vrem să le facem, pentru că împreună cu bazinul olimpic pe care îl vedeți și la care au început lucrările, dorim să aducem la Târgu Mureș un complex sportiv național. Ministerul Tineretului și Sportului, începem demersurile. Este păcat ca la noi în Ardeal să nu existe un complex sportiv național și să avem astfel de baze ultramoderne. Vorbim și despre ceea ce se întâmplă în spatele nostru, termene, bani alocați și, bineînțeles, când ne putem bucura de ele. Noi am predat acest amplasament în 2018 iulie. Nu știu dacă cunoașteți istoria acestei investiții. S-a născut printr-o hotărâre de guvern din 2008. Licitația s-a câștigat în 2010. Nu s-a făcut investiția. Cum vă spuneam, în 2016 am ajuns eu. Am căutat într-un timp, prin 2013, 2014, 2015, s-a ținut legătura cu cei de la Compania Națională de Investiții. Nu existau fonduri pentru a face această investiție. În 2016, când am început să umblăm și pentru patinoar, am repornit această investiție prin întăbularea terenului care nu era întăbulat, ceea ce trebuia la CNI să fie întăbulat terenul pentru să aibă unde să construiască investiția, pentru că noi l-am predat lor ca și la patinoar. Și trebuia demolat, casat și scos din funcțiune vechiul ștrand, care nu mai era funcțional și din 2008 hotărârea de guvern spunea așa, trebuie casat și scos din funcțiune. Asta înseamnă demolat, lăsat liber de orice sarcină acest teren. Acest lucru am reușit să obținem finanțare în 2017. În 2018, la început, am reușit să îl terminăm demolarea și să fie radiat din CF și în iulie 2018 am predat către Compania Națională de Investiție. Timp de un an, ei au trebuit să reglementeze condițiile contractului câștigat prin licitație în 2010 sau 2018, să nu mă șer, pentru că nu mai corespundeau prețurile și cerințele din 2010 cu cele din 2019. Atunci s-a făcut o readaptare a proiectului, a fost reglementate condițiile contractului și, după cum vedeți,
a început lucrările. Și sperăm ca în termenul cerut de 14 luni și 5 zile să ne bucurăm de acest bazin olimpic și de noul complex sportiv național. Propriu-zis, e vorba despre un bazin sau ce vom avea? Două bazine. Va fi bazinul de încălzire de 25x25 și bazinul olimpic de 50x25 și 10 culoare. Ce alte anexe vor fi în jur? În jur va fi, în primul rând, anexa care nu o mai vedeți aici, pista de role, pentru că este o bază sportivă, o bază sportivă în domeniul public al statului. Avem acordul Ministerului de a o repoziționa, pentru că vă dați seama, oricum ea era afectată de utilajele grele care lucrau aici și atunci am cerut din timp acordul și acordul constructorului că o va reface pe cheltuiala dânsului. Tribune, sală de conferință. Urmează. După ce am reușit. Parcări sunt incluse în proiectul acum cu bazine. Bineînțeles că va trebui să colaborăm și cu Consiliul Local, să extindem parcările și în afara limitele terenului Clubului Sportiv Mureș. Și pentru restul anexelor vom încerca să le facem noi prin Ministerul Tineretului și Sportului. Noi ne bucurăm că a reușit să deblocăm această investiție, să o aducem aici și vă asigur că cel puțin eu cât sunt încă la Clubul Sportiv Mureșu, voi face tot ce este posibil să se poată ține competiții de cel mai înalt nivel aici la noi, la Târgu Mureș. Avem planșele puse acolo și vă fac prezentare. Avem planșă. Mergem. Nu a puțin să oprească sabatul. Dacă le oprim, nu se încadrează în ce le faci. Două minute. Da. Aveam în spate. Tare. Domnul ministru, punem... Da, Vali, hai să aranjăm un pic. Hai numai un pic. Deci... Așa îmi place la domnul Hai să termin cu... A, nu vreți pleca împreună? Nu, okay. Eu rămân. Așa, trebuie. Să ia dracu, că să vin apar, că să nu
No, că vine, e ok. Da, uite ce, auzi, nu arunca asta. Da, e un plus.